Curtea de apel București a amânat pentru 27 mai procesul în care primarul Constanței, Radu Mazăre, este acuzat că ar fi atribuit în mod ilegal mai multe terenuri. Socialdemocratul este însă nemulțumit că procurorii nu au făcut nicio expertiză judiciară și precizează că nimeni nu a formulat nicio plângere în dosarul său. Procesul a fost amânat astăzi deoarece două persoane învinuite în acest dosar nu s-au prezentat în instanță din motive medicale. Primarul Constanței a fost trimis în judecată de DNA în 28 octombrie 2008 împreună cu 36 de persoane. În majoritate foști și actuali funcționari din primăria Constanța și oficiul județean de cadastru. Ei sunt acuzați că au transferat în mod ilegal din patrimoniu public în cel privat aproape 31 de hectare de teren din Constanța și Mamaia. Prejudiciul s-a ridicat la 114 milioane de euro.